la maratonul lui Nicolae în studio. Puneam un story acum. Uite că am pierdut și pinul ăsta. Mereu îl pierd. Dar de fapt mereu 0000. Încearcă puțin. Nu, pinul 1, 2, cu numele 3, tău. Nu, n-am pin de genul ăsta. Uite, am pus de două ori, Andreea, ca unul flutură așa prin tag. Tag, exact. Am pus tag. Am dat tag. Am adevărat sau fals pentru tine un challenge super super simplu. Suntem și live pe fals. Facebook-ul. Fals. Virgin Radio România. Suntem live, nu e adevărat, asta e adevărat. Așa. Truth or false? De la Andreea Esca, pentru toată România, sunt și mesaje pe WhatsApp, le luăm imediat. Avem întrebări pentru tine, să știi, de la ascultători. Asta mi-era. Începem cu adevărat sau fals cu Andreea Esca. Ia zi. Vinetele sunt viața mea. Adevărat. Yes! Am mințit săptămâna asta. Adevărat. Da. Nu, să... nu dăm amănunte, trecem la următoarea întrebare. Am înțeles, întrebare, facem ca dumneavoastră. Chestionarul, da? Nu stărim așa din schemă. Asta voiam să văd dacă îmi permiteți sau nu. Mănânc multe dulciuri noaptea. Fals. Am mai mult de 1000 de lei în portofel cash acum. Fals. Păi, știu că te bazai pe mine, țară... și tu un semn. Nu, dar noi toți ăștia cei de la radio știu, și care nu știi că ne-ai o mare dezamăgire, știu. Și la ora fals asta. La mai mult de 1000. Fals. Mamă. Și gândiți-vă că e și Black Friday, adică mă gândeam că e strâns. Că... Okay. Suntem și noi cu Mastercard cu asta. Așa zic. Am ascultat cândva manele. Adevărat. Asta și dacă nu voiai. Așa. Îmi plac festivalurile de muzică electronică. E, nu chiar așa. Muzică electronică. Astea, din vară, ale noastre păi mari. Lasă, că nu sunt de muzică electronică. Dar nici folk nu se cântă la ele. Mai nici folk, eu, dar oricum. Adică ne referim la Untold, la da, Nevărție, ne Untold, da, Radu, Păneri, toate. Ne plac. Așa, păi, da, știm. Și salutăm și pe Edi și pe Ioana, că-s prietenii tăi buni. Exact. Și ai mei. Baby Lu. Întotdeauna... Ne vedem la meci de seară. Da. Întotdeauna stau la VIP. Nu. Și aici aș vrea să și povestim, am pus întrebarea asta, dar voiam să văd ce spui. E chiar fals pentru că mi-amintesc atât. Un concert Grasu XXL, apropo, care este și el invitatul meu și este pentru prima dată când o să-l cunosc. Băi, am niște emoții. Ce tare, este singurul artist. Grasu? Nu este azi Grasu. Nu e azi. Dar când e? Duminică. Păi maratonul ține până duminică? Da, rămâi până duminică aici? Dimineața la 10, da. Stai aici până duminică la 10? Da. Tu vorbești serios sau? Da. Nu, uite, poți să vii. Doamne ferește. Și altceva, pot să trimit și o echipă pentru știrile de la ora 19. Ce ai făcut? Te-au dat afară? Nu e adevărat, păi eu nu plătesc chirie, eu mi-am luat cu prima casă. Asta vroiam. Asta vroiam să afle ascultătoarele. Și să știi că dorm pe canapeaua din casă. Dorm pe canapeaua din sufragerie, pentru că nu m-am grăbit să-mi fac dormitorul, pentru că la un moment dat o doamnă a televiziunii românești mi-a zis, mută-te mă odată și eu am dormit pe canapea, ce-ți trebuie repede pat. Exact. Și am zis, nu pot să cred, dacă ea a făcut asta, zic, poate iese la fel așa pe planul carierei și zic, trebuie să fac și asta. Dar nu mi-a zis că eu am dormit pe mocheta din dormitor. Pe aveam mocheta în dormitor, da. Eu n-am mochetă, că nu se mai poartă cu mochetă. Am dormit pe jos, puneam un cearceaf pe mochetă și dormeam așa. Wow. O să încerci și tu. Zici că ești la plajă, la Mamaia, când pui cearceaful pe cum se cheamă, pe nisip. Uite, asta am făcut greșit până acum, că nu înțelegeam. Și poți să-ți pui și niște muzică așa cu valuri și zici că ești la mare. Hai, e perfect. Vezi? M-am scos. Dar revenind la VIP, știi ce vreau să zic? Apropo de Grasu. Ne-am văzut la Grasu și trebuie să înțelegeți că ce VIP, ce direct în centru, cu soțul ei, care este un scump și un om absolut genial, tras de mânec așa, pentru că doamna Andreesca voia să danseze. Eram și cu Veronica și cu Tranda și... și cu colega noastră de la Vorbește Lumea. Și cu colega, cu Vivi. Da, nu ne-ai prezentat-o atunci? Da, da. Ai văzut? Mamă, și ai văzut, uite, că a venit la pro. De asta a venit, că ți-am prezentat-o atunci? Da, eu zic că ei purta noroc. Știu că mi-aduc aminte că în nebunia aia, când era muzica Maxim și noi eram cu azi nu, te rog, eu nu. Și ea era, știi că eu vreau să ajung la Pro TV și nu știu ce, să facem o poză. Mai ții minte? Wow, te înregistrează chestia asta. Și acum prezintă la Vorbește Lumea. Wow, să s-ar deci putea... tu iei, uite, a avut noroc cu tine. Andreea Esca, te iubesc. Revenim în continuare, suntem live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Piesa asta este fix pentru Andreea Esca. Vai, deci nu înțelegi cât contează ce ai spus acum. Mulțumesc mult. Ai văzut că a venit la Pro? Bodea Chelou.
Da, suntem încă live, vezi, am văzut și m-am bucurat tare mult. Mi se pare că e foarte, foarte dezghețată. Tare. Și foarte chiar tare. Chiar foarte bună, serios. Da. Nu. Deci mă uitam și astăzi la... Suntem în aceeași generație. La Chilafonic. Știi, lua interviuri acolo și era super... E foarte energică, activă, și foarte smart. Exact, da, și să facem, să dregem. Este o fată superbă. Foarte... Acum că toți suntem live și ce, n-am nicio problemă. Este o fată superbă și la început, cred că toți se întreabă, știi? Bă, este atât de frumoasă, bă, da, o fi și tare. Și femeia e foarte tare și super smart. Adică nu se plim, nu se încurcă în cuvinte, în chestii de-astea și chiar are loc acolo. Dar eu zic că e doar începutul ei. Eu zic că o să ducă țeavă. Și ne-am revăzut după ce a început să lucreze la, la Vorbește Lumea. Și mi-a zis, a, ții minte că ne-a prezentat Andrei Niculae la Grasul, la concert. A, da, bravo. Pa, Vivi, pa. Mamă, ce mi-ai făcut acum. Vivi, da, Vivi. Vivi, dar nu mai Vivi, că la mine nu Vivi niciodată. Ia uite, Camelia Chenci este acolo, se uită la noi. Hai, Cami, haide, vino, suntem live. Vino, nu vrea să vină. Unde suntem live pe Facebook? Ai chestia asta, da, suntem live pe Facebook cu Virgin Radio România. Okay. Dar ai chestia asta la unii oameni, uite, intimidezi. Nu vrea să vină pentru că ești aici. Da, nu știu de ce. Nicio. Nicio. Aș vrea, ura următoare. Hello! Suntem live, haide, vino, spune-te jos aici, la doar microfon, să te auzi. Doar că nu vrea să fie live, asta e tot. Da. Wow. Mă auzi vorbind de Vivi. Aoleu. Și-am adus aminte când am cunoscut-o, am făcut un takeover pe emisia lui Stanciu, s-a aduce aminte anul trecut? Da. Da, a fost și aici. Dar voi vedeți că am... Deci trebuie să facem un story de în talente, momentul ăsta. Da, asta e, de fapt. De fapt, asta am vrut să spunem. A venit să certific doar atât, da, asta am întrebat. Da, vrem să certificăm din trei surse independente că Andrei Niculae este un descoperitor de talente. Deci dacă doriți să vă manageruiască cineva, să vă, nu știu, să... Vadă dacă sunteți... Oficial, din maratonul lui Niculae, toată treaba asta s-a transformat, suntem și live pe Facebook cu Virgin Radio România, s-a transformat aici, eu alături de doamna Andreea Esca și de doamna Camelia Chenciu, s-a transformat într-o poveste despre Viviana Sposub, care face o treabă foarte bună la Pro și ne-am amintit lucruri. Deci, Vivi, Eu mi-am amintit că tu mi-ai prezentat-o la concert la Grasu. Și când am văzut-o prima dată la Vorbește Lumea, mi-a spus, știi că ne cunoaștem de la concert de la Grasu, ne-a prezentat păi Andrei Niculae. Deci, păi, tu ai descoperit-o. Suntem aceeași generație și o apreciez super mult. Vivi, te pupăm! Trebuia să marcăm momentul ăsta, pentru că e o fată care face treabă super bună. Auzi? Concluzie. Ești un descoperitor de talent, asta contează. Asta e. Asta e. După 48 de ore, tu cu asta rămâi. Exact. Sunt un descoperitor de talente, nu? Talente. Talente. Vrem să spunem de astăzi talent. Ce? Andrei Talent. Am vrea de astăzi să spunem Andrei Talent. Nu spune tu asta, că după aia să se preia. Aoleu, am venit în emisiunea lui Andrei Talent. A? Wow. Zi? Da. În emisiunea lui Andrei Talent suntem... Deci eu încerc să pun story-ul ăsta, i-am dat și tag... Și dau și Cameliei. Știu, e un moment mort pe live-ul de pe Facebook. Dar trebuie să-i dai și lui Vivi. Păi i-am dat? I-am dat și lui Vivi. Da, oricum, acum îi dă Pro TV-ul. Eu vezi, nu... Eu nu m-am lipit. Eu n-am față, cred că, de TV. Dar am spate. Tu nu te-ai descoperit pe tine? Asta e problema. Normal. Nu m-am descoperit pe mine. Nu, dar adevărat. Adică eu nu accept oricum un program pe TV dacă nu e ceva ce să-mi placă. Și să știu să ajungi la vârsta lui Larry King, așa am hotărât, nu mai știi? Ba da, așa mi-ai spus, că nu ești grizonat, că nu... Păi da, ești prea tânăr pentru un late night show, ce vreo. Când o să am eu late night show ăla și o să rupă, o să vezi, dar oricum o să fii invitata mea. Dar o să mai e până atunci. Fii atentă, am întrebări de la oameni. Aș dori să întreb pe Andreea Esca ce și-a cumpărat de Black Friday. Păi voi credeți că Andreea Esca aș cumpără de Black Friday? Andreea Esca nu cumpără de Black Friday doar ca să lase altora să cumpere. Vezi ce drăguțe sunt? Știu că vreau să-mi iau exact ce vrei tu, aspiratorul ăla. Și am zis că nu-l iau, să-l iei tu ca să faci curat când vin domnișoarele la tine, să fie curat la tine, în casa ta nouă, luată prin programul Prima casă. Da, prima, de fapt, prima rată aia care te pune cu falca în pământ. N-ai mai dat altă rată, gata? Ba, am plătit. Plătesc încă, mă doare sufletul. Am o rată foarte mare la casă. Și un apartament. Pentru rata asta ar fi trebuit să am palatul lui Gianni Versace. Dar e un apartament, 60 de metri pătrați. Două camere. Fix. Păi ce trebuie mai mult? Cum adică? Îmi trebuie o cameră pentru piscină,
un garaj, să-mi pun mașina, dar nu am mare mașină de garaj, deci... Dar poți să spui tu știi că n-am nici măcar parcare. Ai balcon? Am balcon de 16 metri pătrați. Păi ia uite, acolo pui piscina. Păi stau la 10. Și mai bine, că ai și view. E ca și cum ai fi într-un de zi, ce-ți cumperi de Black Friday? Dacă ar fi să-ți iei ceva, ce ai nevoie acum în casă? N-am zis că vreau să-mi iau un aspirator, eu chiar nu glumesc. Am văzut o șmecherie de aspirator și vreau să... Eu nu cred că te pot vedea pe tine dând cu aspiratorul. Asta e. Ai dat cu aspiratorul? Da. În ultimii 10 ani ai dat cu aspiratorul? Da. Da, tu chiar ai timp să mai faci adică și curat? Mă distrează, nu mă distrează. Când sunt foarte nervoasă, dau cu aspiratorul. Da. Da. Săriți când da, sunt foarte nervoasă, dau cu aspiratorul de pe aici. Adică fugiți. Am înțeles. Uite aici, pentru Andreea Esca. Ia. Dacă eu, o fată de 20 de ani, te-aș ruga să-mi oferi un cadou de Crăciun, ai face asta? Dacă da, de ce? Dar nu înțeleg mesajul, vă știu. Ai, că cer un cadou de Crăciun. E frumos să, nu știu, să-i vină cuiva ideea așa, să-ți facă un cadou de Crăciun. Da, da, mai ales, adică nu mă așteptam, m-a zis întrebări pentru tine, dacă ai vrea să faci un cadou de Crăciun. Nu înțelegeți? Sunt eu nebun? Asta. Dacă te-aș ruga să-mi oferi un cadou de Crăciun, ai face asta? N-ai cum să rogi pe cineva. O să vină cineva să-ți ceară un cadou. Ok, trebuie să luăm publicitate. Apa. Hai, ia publicitate că eu mai scriu aici, că mai am și niște treabă, știi? Sicko Toy și Rocks and You Don't Love Me. Am ascultat la Virgin Radio, suntem în continuare cu Andreea Esca aici live pe Facebook-ul Virgin Radio România. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu ultimul challenge, Wall of Stars. Here we go, stai cu mine la maratonul lui Nicolae. Perfect. Andreea, trebuie să ne luăm papa de pe live. Colegul Răzvan e acolo. Bye guys, suntem live. Am ajuns foarte departe. Ne revedem ora următoare. Andrei Talent, descoperitorul de talente. Atât. Pa.